Салут, приятен, сунт Михай Спанов, кун видео нов, деспре о бурсă care се va deschide în SUA. În SUA e foarte complicat cu legislația, de ce foarte puține companii se hotărăsc să deschide burse. Deci, numai ce am făcut înregistrare pe acest site, unde este așa ceva informație că se dădea la primii 2000 de înregistrați 500 de monete, iar o monetă de aceasta e jumătate de dolar, deci 250 de dolari. Eu, din păcate, am scăpat acest tren. Acum, până se vor termina, deci din 50 de milioane de monede care vor fi, 10 milioane se vor da gratis, pentru un referral se dă 50 de monede. Deci 50 de monede la jumătate de dolar se ies undeva 25 de dolari. Cu toate că pe e-mail în mesaj îi scriu că 50 de dolari un referral. Pentru înregistrare temporar văd că nu se dă monete. Dacă dăm la traducere, vrei un EOX, așa, moneda dați-vă numit gratuit, fiecare recomandare este în valoare de 50 de dolari. 50 de dolari. Posibil că se dă 100 de monede. Eu sau se dădea. Deci, în interior, când intru acum, acolo mi-a arătat 50 de monede. Deci, pentru referral, 50 de EOX. EOX, asta e moneta lor interioară. Dacă de... Deci uitați-o, cu logo, vedeți? Logo. Aici ea, e același logo. Și aici uitați-o, 0.5. Preț. ZX. А, ну и ZX. EOX. Сейчас какая монета? EOX. EOX. Компарария в анзаре. Здесь часто во фи монета пи бурса часто. Еще айча в орфи дуар монет лекаре сынт вотати. Здесь пентру адаугал ты монеты во фи вот. Deci cum facem înregistrarea? Deci când facem înregistrare și intrăm în back office, la noi așa ceva. Este, până când site-ul nu este finisat, deci doar se vede link-ul de referral și informația. Deci câți referale să aveți. Până când e 0, eu numai ce am făcut înregistrare. Când apăsăm pe linkul de referral, la noi se deschide aceeași informație care am arătat-o. Deci site-ul principal. Unde puteți mai studiați? Deci este o bursă care destinată pentru SUA. Pentru trading. Și vânzări e piața valutară. Deci, pentru înregistrare apăsăm pe... Deci eu am apăsat pe Buy și m-am aruncat la înregistrare. Când apăsăm pe Registru, același lucru. Unde indicăm nume, prenume, un email care va veni o scrisoare
парола. Репетем парола. Bfm. Здесь птицы регистрации, что к тебе окно скучи, посоветовался доллар. Но не мигрел. Уника ноги печалась калькулаторка с первой. Здесь требовал гасицы кунаскут, но проблема не гасит, только когда дает реван. Опасаться перерегистр, щекана опасаться в отремите интерьера. Он дерево. А что чего? Дичь. А паре на человека говоря мартат ее. И у нее на гасим линку ностру. Și invităm, deci pe e-mail vine această scrisoare pe care tot poate de intrat în Black Official apăsând pe conectația. Deci tot aici ajunge la pagina unde introducem login. Parola care am indicat-o la înregistrare. Deci nu nimic interior în afară de această pagină care spune că din păcate beta testare s-a terminat, dar deoarece ați nimerit încă în primul val, veți avea careva plusuri în viitor. Deci trebuie urgent acum după cu înregistrare ca să nu pierdeți aceste avantaje. Posibil că și aceste 50 de monede de grabă se vor termina gratis. Deci 25 de dolari dacă prețul nu se va schimba. Dar posibil că el va crește și nu zadar ei spun că 50 dolari. Nu cred că greșe la lor. Scriu aici 50 dolari. Bun, cam atât ce am vrut să spun, numai bine.